Dar o reacție absolut depășită și neprofesionist. Și ați încercat, sau unii au încercat să sperie lumea. Ia că Dodonul a pus 6 miliarde de dolari. Oameni buni, ce-i cu voi? N-ascultați toate prostiile. Fiecare cetățean o să plătească atât gaz cât o consumat. Mai mult ca atât. Eu vreau să vă spun că o să mă înțeleg la o anumită etapă și prețul la gaz o să fie mai jos. Eu am vorbit cu Miller la subiectul ăsta. E vorba de când sperăm că o să ajungem și la o înțelegere în acest sens. Partea stânga Nistrului nu achită gazul. Au 6 miliarde. Și noi nu am găsit o soluție aici. Până ce nu rezolvăm problema transnistreană, soluția politică, atunci poate să apară întrebarea cu aceasta și lasă, vedem cine o achit. Sau iartă cineva, vedem ce facem. Scopul meu în calitate de președinte este nu să majorez sau să pun datorii suplimentare. O să încerc să găsesc limbă comună, să micșorăm tarifele și eu cred că o să găsim. Mai greu cu actuala guvernare, dar...